Clădirea fostei școli gimnaziale numărul 5 din Petroșani va deveni noul sediu al casei locale de pensii. De mai mult timp se purtau discuții privind schimbarea locației și se pare că în prezent au dat roade demersurile din partea primăriei, care au fost trimise către reprezentanții casei județene de pensii. În luna trecută am semnat un memorandum cu cei de la Casa Județeană de Pensii, memorandum care are ca și conținut o înțelegere între Primăria Petroșani și Casa Județeană de Pensii cu privire la amenajarea unui sediu corespunzător din toate punctele de vedere pentru Casa de Pensii din Petroșani. Locația va fi la fosta școală numărul 5 din Petroșani. E vorba de parterul acelei clădiri. Noi o să punem la dispoziție fondurile necesare pentru amenajarea acestui spațiu, sigur cu consultarea celor de la Casa de Pensii, pentru a avea spații suficiente. E vorba nu doar de birouri, e vorba și de arhivă, e vorba și de modul în care pensionarii din Valea Jiului pot să meargă la Casa de Pensii. Sediul actual are un spațiu destul de restrâns pentru un loc frecvent căutat nu doar de pensionarii din Petroșani, dar și de cei din toată Valea Jiului. Din punctul meu de vedere și numai din punctul meu de vedere, sediul actual este impropriu. Datorită configurației spațiului pe care l-au la fosta Casa de Cultură, este impropriu și până la urmă este, dacă vreți, un lucru mai mult decât normal ca sediul casei de pensii să fie unul decent în care oamenii să poată să vină, să ia loc, să se odihnească până le vine rândul să intre în vorbă sau, mă rog, să întrebe în legătură cu ceea ce dumnealor au nevoie acolo. În Valea Jiului sunt aproximativ 25.000 de pensionari. Deci cred că merită acești oameni condiții decente. Nu mai vorbesc de perioada de iarnă, când este foarte frig, e curent, nu e căldură și așa mai departe. Deci, memorandumul are tocmai acest scop de a avea această înțelegere, prin care noi ne obligăm să amenajăm spațiul, iar cei de la pensii vor închiria acest spațiu de la primărie. Am început de anul acesta cu acoperișul de la școala 5, urmează anul viitor, poate chiar în toamnă, să facem și alte lucrări, astfel încât în 2024 sper eu să putem să punem la dispoziție acest spațiu pentru casa de pensii. A fost un an încărcat și dificil pentru studenții Universității din Petroșani, iar acum, după ce s-a finalizat și perioada de examinare, săptămâna viitoare, în incinta Instituției de Învățământ Superior din Valea Jiului, se vor desfășura balurile de absolvire pentru cele trei facultăți. Pregătirile pentru aceste festivități însă au început cu câteva luni în urmă. Este adevărat, am început să lucrăm la această treabă împreună cu o organizație care se ocupă de pachetele pentru studenți. Ne înțelegem foarte bine cu ei și ori de câte ori au avut nevoie de ceva, au putut să apeleze la noi ca să-i ajutăm. În data de 3 iulie va avea loc festivitatea de absolvire a studenților de la Facultatea de Mine, pe 4 iulie a celor de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, iar pe 5 iulie a celor de la Facultatea de Științe. Sperăm să fie cât mai mulți absolvenți care să vină fizic, poate să vină cu însoțitori. Noi ne-am uitat un pic la prognoza meteo și am văzut că totuși s-ar putea să plouă și atunci organizăm pentru orice eventualitate aceste festivități în aula universității. Este un moment de bilanț, este un moment de finalizare a unei prime etape în sistemul de învățământ superior, acela de finalizare a licențelor prin proiecte de diplomă, prin faptul că ei deja obțin o calificare, etapă care se poate continua apoi prin masterat și doctorat. Un fapt îmbucurător pentru studenți este că au avut parte de un an universitar în care pandemia de coronavirus și-a lăsat mai puțină amprenta asupra activităților de predare, dar și asupra festivităților. Dacă să ne gândim, ar trebui să fie factorul de student, că sunt mult mai mulți studenți care vor să participe la absolvire, se bucure de acest eveniment important în viață.
În județul Hunedoara, timpul de așteptare pentru susținerea probei teoretice și ulterior pentru susținerea probei practice este mai scurt, cel puțin în comparație cu perioada similară din anii 2021 și 2022, fapt care a dus și la o obținere mai rapidă a permisului de conducere de către cetățeni. Am făcut un bilanț în ceea ce privește ultimii 2 ani de activitate a serviciului de matriculări și permise din cadrul instituției prefectului. Avem o evoluție pozitivă datorită faptului că am reușit să atragem personal și în același timp să avem și un management competitiv. Am înființat un punct de lucru în Valea Jiului la Petroșani cu sprijinul domnului primar Iacob Rici și în același timp am reușit să reducem toți timpii, să zic așa, foarte înaintați, atât la faza de examen la oraș, cât și la sală. Și anume, de la 140 de zile, cât era intervalul între examenul de sală și examenul de oraș, am ajuns undeva la 30 de zile maxim, iar la sală de la 60 de zile suntem la 15 zile. Atât și în matriculările care înainte durau aproape 30 de zile, la ora aceasta suntem la o zi. Iată că prin eforturi comune ale angajaților de la Serviciul de Matriculări Permise și a Instituției Prefectului, suntem mai aproape de cetățeni și ne dedicăm toate serviciile pentru deși. În momentul de față, în România există peste 8 milioane de deținători de permise de conducere și aproape 10 milioane de vehicule înmatriculate. Astăzi este Ziua Internațională a Parlamentarismului, sărbătoare care marchează activitățile pe care aceste instituții reprezentative le desfășoară. Cetățenii au venit cu opinii diferite atunci când au fost întrebați de acțiunile parlamentarilor din România din ultimii 10 ani. Eu ce să zic? Noi stăm, ascultăm și sperăm să facă ceva bine. Sperăm. Dar văd că toate, curtea asta de conturi, justiția în permanență, văd că comentează. Adică li se lau banii, li se ia de la ei și probabil de aceea sunt atât de porniți. Mai fac și bune, că să nu exagerăm acum, că, dar probabil cele bune nu prea le vede. Nu, cum să zic, nu băgăm în seamă, dar restul... Că dacă fac rele, le simțim. Destul de puțin comparativ cu ce se putea face. Deci, mai mult, cred că jucăm interesele externe decât... Cu toate că probabil avem beneficii și de acolo, dar prea mult se bate pe extern și nu se are grijă de popor, de țară, normal. Sperăm că viitorii... Promit că o să fie mai bune, așa par, dar deci undeva la nota 5 maxim până acum. Nu sunt mulțumită deloc nici de unul, nici de un fel de partid, pentru că ei se îmbogățesc și populația sărăcește. Pentru mine, cel puțin, locuiesc la Ninoasa, n-am avut apă de la ei băgată. Pentru canalizare o trebuie să facem cereri ca să ni se aprobe. Cât să vă spun de aici, distanța, de unde au venit, cât e de aici, am fi o școală, nu mai avut bani pentru noi. Apa am băgat-o pe banii noștri, eu am avut hazna, dar nu-i mai valabil acum. Să le plătim taxe numai, m-am luptat de 4 ani toată strada de pe Cătănești să ne fac o facultativă de stație acolo la Cămin, unde a fost Căminul la Iscroni. Nici în ziua de azi nu-i făcută, vedeți că am un picior... pe semipareză și trebuie să mă duc de la casa de vis până la barieră, plus după aia acasă. Mulți cetățeni nu privesc cu mare optimism viitoarele decizii și acțiuni care pot avea loc din partea parlamentarilor. Ce va fi în viitor când nu mai fi ăștia care sunt acum la guvernare? Să vină un tineret care nu să se îmbogățească, chiar dacă se îmbogățește și el, dar să aibă grijă și de țară și de popor și de... Că am avut tot. Am rămas fără nicio datorie. Am avut uzine, am avut fabrici. Eu am 33 de ani lucrați, atâta. Și un copil care a terminat o facultate, ăla a avut când o gătea facultatea loc de muncă, nu s-a dus în alte țări sclugă. Știți ce o să ajungeți dumneavoastră tineretul dacă nu vă zbateți?
iobaji, cum a fost boierime înainte și au fost iobaji țărănimea, așa o să fie tineretul, dar știți unde? La străini. Văd că se încearcă, dar văd că se luptă. Nu știu, parcă ajung la concluzia că nu mai înțelegi. Nu, adevărul ăsta este. În România, istoria parlamentară își are rădăcinile din anul 1831, când a fost adoptat un act cu caracter constituțional denumit Regulamentul Organic.